50 de meciuri, a 30 de ore, minută în minută, au fost lângă noi, mulțumim, ca oricare om poate, au fost careva erori, dar nu a fost niciunul intenționat, niciunul intenționat. Cineva din noi, din Ferbențală, mai scrie pe pagina asta de Facebook, nu mai poate crește. Păi de așa suntem noi, cred că selecționata Bulgaria, cu scorul de 8-3 și 5-3. Domnul Calbăciuc! Alături de noi îl avem pe domnul Marin, să spunem așa, Marin. Asta este omul care a zăpuit pe jar cu antrenamentele. El ne pune la dispoziție mingile. El vă cadunează, cum și-am scris, într-un locul 2, într-un locul 3, pieptarele, vesti, cum să le mai spunem. Mănișcă, da, cine înțelege, mănișcă. Și un oaspete foarte important, de exemplu, pentru mine ca om, ca jucător, ca portar, om care a fost alături de noi. Majoritatea ați fost și în luna mai. El a fost cu gândul la fiecare... Din partea Federației Moldovenească de Fotbal, vă mulțumim pentru participare în acest turneu. Mulțumim antrenorii. Mulțumim părinții și vă doresc mult succes. Fericim Crăciun și cu anul nou. Bună seara. Vă spun ce țină printr-o plăcere mare, ca să văd cum copiii mi-au dat așa un concert în fotbal. Bravo, băieți, sunteți fotbaliști adevărat. Aș vrea ca să mulțumesc domnul Tudor pentru că a organizat așa o sărbătoare pentru noi. Bravo lui! Aplaude, prieteni! Și încă o dată felicitări cu anul nou. Succes! Părinți, au grijă de noi și vă susțin în tot ceea ce faceți. Domnul Tudor, felicitări pentru această organizare frumoasă. Eu întotdeauna să fiu alături de dumneavoastră la orice linie care o să susțineți. Și vă doresc un Crăciun și un an nou fericit, să țineți tot așa și la mai mult și la mai mare.
10, pare mi se de la Bucovina Cernăuți, care deja a fost. Frații noștri, cei care nu au lipsit nici la un turneu pe care l-am petrecut, LPS Vaslui 2007.